Am găsit despre performanță, vorbim la această oră, doamnelor și domnilor, despre performanță, despre legendele sportului românesc, despre ce înseamnă până la urmă performanță, despre ce înseamnă munca din spatele acestei performanțe. Și ne aducem aminte de marile realizări din sportul românesc, foarte multe dintre ele, într-adevăr, înainte de 1989, pentru că dacă nu eram liberi atunci, în perioada comunismului, sportul ne ajuta să ne depășim limitele. Mai mult, lumea liberă și continentul american l-au purtat în noroc sportivilor români. Invitatul nostru în această seară, Ionut Rupescu, ați aflat deja, ne-am lăudat cu prezența dumneavoastră aici, în platoul nostru. E o luptă grea, începeți o luptă grea acum, dar să ne aducem aminte și de momentele de glorie până la urmă. Scuze-mă că îmi permit, Inesă. Chiar aș vrea să... A fost materialul ăsta foarte frumos realizat de către colegii noștri. Urmărind în reluare emisiunea de duminica trecută, nu știu, m-am gândit și am avut un calcul, mi-am dat seama că cele mai mari realizări pe care le-au avut echipele naționale ale României, că era vorba de olimpiadă, că era vorba, dar și mari sportivi, Nadia, Ilie Năstase, în celelalte sporturi, eu știu, la fel de importante, dar sigur nu cu atât de mare popularitate, spuneam că rezultatele au avut loc în America de Nord. Fie că e vorba de Canada pentru Nadia Comăneci, fie că e vorba de New York pentru Ilie Năstase cu US Open numărul 1 și așa mai departe, fie că e vorba de Olimpiada de la Los Angeles din 1984, unde România s-a clasat pe locul al doilea după Statele Unite. Deci la Olimpiada din 1984, România a fost capabilă să fie pe locul 2 în lume. Sigur, lipsa Uniunea Sovietică. Dar era Anglia, era Germania, era Franța, era Japonia și așa mai departe. Noi am fost pe locul 2. Și dacă e cineva să poată să spună că, dom'le, s-a furat sau ne-au ajutat ăia sau ăilalți, nu, pentru că eram în 1984, încă eram dincolo de așa numita cortină, da? Și am avut acest, mă gândeam, zic, dom'le, totuși poartă noroc chestiunea asta. Acum zic, toată lumea, sunt și dintre cei cârcotași care o să zic că da, dom'le, că voi sunteți pro-americani, că nu știu ce și aveți aia cu statul de televiziune. Da. Ne asumăm, avem acționariat, asta e situația, fiecare greșelile lui, nu avem ce să facem, nu putem. Ne-am fi dorit să fim în stânga, dar suntem în drept. Acum. A fost o statistică interesantă, reportajul vostru, nu m-am gândit că chiar am avut așa succes pe continentul american. Toate, dacă le iei punctual, acolo, probabil că aerul, probabil că există o, nu știu. Dar acum, ca să nu pară că ne ducem prea mult în și facem... Dar astea sunt cifrele, statisticile și realitatea, până la urmă, da? În toată chestiunea asta. Noi ne-am simțit bine atunci, la campionatul mondial. De fapt, hai să fac o mică anecdotă. Când am zburat de aici, am zburat prin New York și după aia mai departe la Los Angeles, 15 ore. Și eram aici în minte, mi-a spus, doamne, niciodată am să stau în America. 15 ore departe de București, nu se poate. Am stat vreo două săptămâni la LA, la Newport Beach, și am jucat primul meci, am câștigat, și după aia am plecat către Detroit. Și am zburat 4 ore jumate, 5 ore, nu ne-a plăcut orașul, am pierdut cu 4-1, am jucat într-o hală care nu ne-a prit, și a doua zi când am plecat înapoi către LA pentru al treilea meci cu americanii, parcă veneam acasă. Deci, sincer, și eu simt, am stat foarte mult în Los Angeles, exact, scuză-mă. Exact. Nu, dar vreau să spun ce înseamnă că totul pleacă aici, sub absolut, în și atunci ne-am dat seama, am venit acasă și după aia am bătut America, am jucat cu Argentina tot în LA și am avut, din păcate, ghinionul cu Suedia la San Francisco. Dar acum, rămânând puțin înainte să intrăm în subiectul, eu știu, cu alegerile și așa, deși, repet, ce vorbeam și în emisiunea trecută, eu nu-l văd subiect, adică nu știu ce competiție e asta, adică, cum adică, alegi din ce și ce, adică ai șansa să ai, nu un exponent al generației de aur. Generația de aur susținând și intrând în, deci nu vorbim de hai că e cineva, hai poate îmi place, nu-mi place de el, sau era stelist, sau era dinamovist, sau era rapidist, sau nu știu ce, nu. Ai toată generația, care erau de la Steaua, care erau de la Dinamo, de la toți cei care au fost mai buni la nivelul echipei naționale a României, îl susțin pe Ionuț Rupescu. Acum,
competiție cu cine? Cum să spun eu? Nu am absolut nimic cu domnul Burleanu, domnul președinte. A fost președinte? N-au fost realizări de niciun fel? Asta e, cum să spun eu? Poate dânsul a avut ghinion, poate era pregătit sau nu era pregătit, poate era cu bune intenții. Să-l invităm și pe dânsul la un moment dat, dacă își dorește, dacă are timp, când, în funcție de asta, ca să păstrăm un echilibru, să nu pară că ținem. Dar eu cred că până la final, până la final acestei competiții, și domnul Burleanu o să zică, dom'le, eu nu pot să intru în competiție cu generația de aur a fotbalului românesc, n-am cum, nu se poate, adică n-ai cum. Acum, scuze că revenim acum la... Da. Acum vorbește microbistul din mine. Aici trebuie să fac mea culpa și de multe ori nu pot să te abții. Problema da. Și care vorbi, dacă lucrurile ar fi mers bine în fotbal, eu n-aș fi aici. Chiar nu aveam de ce să mă întorc. Și poate dacă era Gica acum 4 ani președinte, cu siguranță nu m-aș fi întors, pentru că cred eu că era fotbalul pe o altă direcție mult mai bună. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar ceea pe mine m-a deranjat a fost în special ce spuneai tu, disprețul și lipsa de respect față de colegii mei, chiar și ceilalți generații anterioare, au fost și generații frumoase și mexicanii, și cei care au jucat în Franța. Mexicanii, adică 1970? 1970, generația tatălui meu cu Mircea Lucescu, cu Dinu, cu Dumitrache. Mi-au că aminte, eram copil, din 70 până 90, și ei jucau, făceau turnee de old boys în toată țara. Vreau să vă spun, toate stadionele erau arhipline. Stadionul 23 august la vremea respectivă, 100.000 de spectatori. Mergeau de la Botoșan, la Cluj, Ara, peste tot. Se bătea lumea, lumea stătea pe garduri. Erau cei mai iubiți. Până în 90, până am reușit noi să ne calificăm. Da? Și lipsa aceasta de respect pentru colegii care îi placi, nu-i placi. Dom'le, ăștia au făcut istoria fotbal românesc. Da? Așa bună cum e ea, poate că n-am luat nicio medalie de aur, dar eu cred că și cei care au câștigat Champions League sau cum era atunci, Cupa Campionilor cu Steaua, a fost o generație extraordinară. De fapt, în anii 80 până în 90, la nivel de cluburi, noi am avut așa, semifinal cu Craiova, generație fantastică, Cupa UEFA. Pentru că eu vorbesc de competiții internaționale, pentru că acolo oglindește valoarea. Absolut, absolut. 83-84, Dinamo, semifinală. Steaua, Champions. Cu Liverpool. Cu Steaua, da, cu Dinamo, cu Liverpool. Steaua câștiga Cupa Campionilor. Am mai jucat o finală Cupa Campionilor și după aceea noi am jucat Dinamo din nou semifinală. În 10 ani, ai văzut câte semifinale și finale, numai cu jucători români, numai cu antrenori români, nimeni n-a avut acces la informații ca în ziua de azi să te zici să mă duc în străinătate să fur ceva. Mi-au aminte că Mircea Lucescu, când plecam în turnee, își cumpăra un tank de ziare și studia singur și le citea. Așa își făceau antrenorii meseria. Deci nu erau condițiile de acum. Aveam zgură, terenul de zgură, am crescut. Pe 23 august, acolo, lângă, acolo, exact, jucam exact. Cu electroaparataj, da. Jucam și eu la Dinamo. Acum, da. Dar lumea, mi-au cam aminte, era acel cuplaj, în care, cred că pe YouTube veți găsi imagini, lumea stătea chiar pe terenul de pista de alergare. Mi-au cam aminte, Costel Orac nu putea să bată un cornă, că era lumea acolo. Și nu erau security, nu aveai poliție și totuși era civilizație. Chestiunea asta dispare, între timp ușor, ușor am avut momentul de glorie, dar nu s-a terminat în 94, că și în 98, totuși, în 98 jucam parcă toți cei care îmi vedeau România pe listă, englezii, de exemplu, pe care cred că i-am bătut în ultimii 10 ani peste tot unde îi prindeam. Da. Deci englezii dacă vedeau România, gata, aici s-a terminat, dead end, s-a terminat, ne bat ăștia. Știi cum? Când eram mi-e dor de așa ceva, domnule, mi-e dor să vă show ca echipa națională, adică nu poți să ajungi să bat Albania? Când eram la federație, era un calendar în care acum nu mai sunt date de meciuri amicale și toate echipele mari fugeau să joace cu noi, din două motive. Una, pentru că nu făceau bani mulți cu noi și doi, că nici nu puteau să ne bată. Deci și atunci oamenii preferau să nu joace. Și bătuși cu banii luați. Da, iar erau, de exemplu, alți secretari general care nu vreau să facă meciuri în datele meciurilor amicale să joace. De ce? Ca să crească în ranking list. Știi? Deci un ranking list e un fel de minciună, știi? Ca să nu pierdă. Să nu pierdă, da. Că dacă pierdeai, atunci automat scădea. Și mai bine nu mai jucăm. Păi la un moment dat cât eram? Cel mai bun loc cred că a fost 9 sau 10. Cât am cred fost? Că a fost? Cred că după... perioada după Italia am pierdut la un gol calificarea în Suedia, după aia a venit America. Care a fost alea un meci la care nu... În primele 5.
Meciul cu Suedia, meciul cu Suedia în semifinale, cam. Deci, o secundă, că pare așa, că vorbim și noi de fotbal. Deci România juca pentru calificarea în semifinale campionatului mondial de fotbal. Nu, campionatul mondial de fotbal. Jucam pentru semifinale și ne-au bătut printr-o greșeală stupida noastră. Au fost mai buni. Noi am avut, să fim sinceri, acum Dumnezeu ne-a dat de trei ori. Ne-a dat șansă. În meciul ăsta. Noi am fost... Lor le-a dat la alte meciuri, nouă ne-a dat la meciul ăsta. Echilibru e... Da. Dacă nu ai valoare, degeaba îți dă Dumnezeu șansă. Sau, eu știu, pentru cei care nu sunt religioși, divinitatea sau, eu știu, forțele marțienii acolo, sau ce-ar acolo fi. Am avut de la 1-0 pentru ei, am revenit la 2-1. După care l-a dat afară pe Schwarz, deci am avut în om în plus. Și la penalti au ratat ei prim. Acum și Dumnezeu cât să-ți mai dea. Am fost noi fraieri. Era un moment, parcă simțeai un blocaj, aveai impresia că, nu știu, ca microbist, acum sigur, una e să fie în teren și una e să fie... acum sigur eram și oarecum... dar asta e un subiect pe care o să-l tratăm altă dată. Și ai ieșit pe stradă atunci? Păi tata era președinte de onoare Federației Române de Fotbal. Știi ce ne-a menținut pe noi, lumea poate nu știe, ce ne-a menținut pe noi așa în vână, cum spunem noi fotbaliștii, pentru că noi toți am slăbit, eu și puțin am 7-8 kg, jucam la ora 1, erau 42 de grade și asta timp de o lună de zile. Primeam de la, atunci nu erau CD-uri și astea erau casete VHS sau cum erau, va? Și noi nu vedeam ce se întâmplă în România. Și ne trimitea prin ambasadă, prin curier și ambasada venea și ne aduceau filmările din București. În America, din timpul campionatului mondial. Mm. Și erau pentru noi, nu venea să ne credem că ce se întâmplă în București. În toată țara, erau milioane de oameni. Și ne trimiteau casete și vreau să spun că astea erau pentru noi o chestie de motivare și mai mult. Și ne făcea să fim, chiar dacă eram slăbiți, ne dădea putere la vremea respectivă. Lumea poate nu știe chestia asta, dar... Asta e ocazia să afle. Românii, da. ce impact a avut asupra dumneavoastră? Mare, mare impact a avut. Orașul era blocat. Blocat, efectiv. Nu, deci n-ați văzut nici la Revoluție. N-am fost așa ceva la Revoluție. Deci, da. Pe toate bulevardele, pe străzi, în București, Satu Mare, Constanța, Craiova, Brașov, unde... Deci, mândria aia, dumneavoastră, vedeai simbolul care nu e un simbol, da, dumneavoastră, ne luați cu fotbalul, că să mai găsim oameni care o să zică, aia, fotbalul, ce contează? Fotbalul contează foarte mult. Noi suntem o țară de fotbalistică, știi? Tocmai de aceea spuneam că Boniek, după meciul cu Polonia, când am primit cu 3-0 anul trecut, care e totuși o somitate în fotbal, și așa mai departe, și chiar cunoaște fotbal mult de tot, și m-a sunat și mi-a zis, după, ce se întâmplă cu voi, cu România? Pentru că eu am văzut toate generațiile voastre în anii 80 până acum. Voi n-ați fost fizic niciodată buni. Dar când veneam la voi să jucăm împotriva voastră, știam că tehnic și tactic era superior. Dar am jucat acum, împotriva voastră, mă repet, cred că nu știu câte oară, dar trebuie să o spun. Nu, e că noi avem spectatori, noi și fiecare stație cu spectatorii lor. Și fizic, și tehnic, și tactic am fost superior. Ce se întâmplă cu voi? Și ce să-i spun, Zibi? E groasă. E groasă, da. Și asta, chiar, sigur... ce s-a întâmplat? Care a fost momentul din care lucrurile nu au mai fost ca înainte? Pentru că asta e senzația cuiva care poate chiar nu e microbist. Român care a urmărit așa de pe margine. Există? Da, poate ori fi și român care nu sunt microbiști neapărat. Și cu toții suntem mândri. Glumeam. Deja că România nu mai e vorba de microbism. Evident. Dar că la un moment dat părea că s-a oprit tot. A fost o generație de aur, au fost acei oameni printre care vă numărați, bineînțeles, care n-au făcut asta. Asta e o altă întrebare. Ce căutai printre... În toate echipele mă uitam... Scuză-mă că te întreb și te... imediat. Paranteză. Toate echipele alea, când echipele mari, când jucam cu toate meciurile, eu știu, campionatul mondial, calificări, alea, toate meciurile importante. Mm-hmm. Tot timpul, cred că erai cu 8 sau cu 5? 5. Și cu 8. La un meci ai fost început, cu 8. La început cu Dinamo am început cu 8. Cu 8? Da. În toate, Lupescu cam al treilea de jos, practic, înaintea atacanților. Nu? Da. Cam acolo era. Tot timpul. Depinde cum le dau... Dar îl vedeai că Lupescu la toate. Ce căută acum? Păi, ce căută? Ce ți-a băgat? Ce de statul paralel? Ce statul paralel? Nu, să revin la întrebarea dumneavoastră. Cred că
în ultimii ani, și am mai fost în 2008 care ne-am calificat ca campionatul european, o generație foarte frumoasă cu Cristi Chivu, cu Contra, cu Adi Mutu, care au crescut și ei. Dar am avut o grupă foarte grea cu Franța, Olanda și cu Italia. M-au puțin ghinion dacă Adi marca din penalti, eram calificat și era poate iar un revenirent în fotbal românesc. Dar problema a fost că s-a investit foarte puțin, poate, în dezvoltare. Da? Toate aceste lucruri, de-aia spun că am spus că întotdeauna vreau să fac acum, să aduc la echipa națională și nu numai echipa la federație, fac un consiliu strategic cu toți selecționerii de-a lungul timpului a echipei naționale, cu toți oamenii care au făcut ceva în fotbal românesc, din punct de vedere tehnic, să analizăm ADN-ul fotbalului românesc. Și plec de la faptul că jucătorii noștri care pleacă în străinătate, fiecare vrea să plece în străinătate, și eu, ca colegii mei, am întotdeauna ne-am câștigat banii acolo. Și vrei să te duci într-un cabia mai puternic, mai frumos, dar vedem că avem probleme. Nu mai ajung la echipele cele mai bune, după 6 luni, un an, se transferă sau vin înapoi. Și atunci trebuie să mă gândesc, domnule, ce facem noi greșit? Poate că nu îi educăm cum trebuie, poate că antrenorii la copii juniori nu sunt specializați cum trebuie. Și dacă nu, noi așteptăm să vină un ajutor de afară, de sănătate, și nu luăm noi măsurile necesare, atunci cred că avem o problemă. Și de aici trebuie plecat de la bază, de jos. E foarte important cum ne creștem jucătorii, în ce spirit, în ce sens. Eu cred că noi nu avem antrenori la copii juniori specializați așa cum ar trebui. Poate nu sunt nici baze de ajuns de multe și de performante. Sunt și nu sunt, dar într-adevăr, și astea sunt, dar nu cred că asta este principalul motiv. Sigur că în ziua de astăzi, cu toate digitalizarea și cu toate jocurile acestea, e foarte dificil să atragi din nou copiii către fotbal. Și este un lucru foarte important. Eu jucam dimineață fotbal, la prânz fotbal, seară fotbal. Pe unde apucam? Să mai face sport. Asta e o mare problemă. Păi ce? Acolo trebuie să mărim orele de sport. Poate chiar noi, de la Federația Română de Fotbal, chiar trebuie să maxăm pe ora de fotbal. Uh-huh. Noi avem câte liceele cu profil sportiv. Poate și acolo trebuie accentuate. Eu cred că trebuie să începem baza. Înțelegi? Pentru că poate nu mai suntem, înainte de spunea nouă că domnule facem posesie, da? Posesia aia că ponii enerva, ponii nu enerva. Dar acum și pe asta nu mai avem. Poate hai să creștem jucătorii. Adică pentru cei care sunt să mai puțin, ține să ții mingea așa, dar puțin mai mult. Până decât și eu știu. Dacă nu mă înșel, mi se pare că era și o teoria domnului Mircea Lucescu, cine are posesia va câștiga meciul. Da, acum nu e neapărat așa, dar așa nu spunea tot timpul, era Avel, că cine o să aibă posesie. Fiecare pe filozofia lui, așa s-a început de la Angelo Niculescu în anii 70, Mircea era capitanul echipei și a preluat și el, după aceea a dezvoltat și mai mult, da? După aia a venit Dinu, Iordănescu și toți au preluat. Și noi ne plăcea, pentru că știam, domnule, ce să joci cu Țara Gală, că erau fizic mai puternic ca noi, da? Sau cu englezii, dar nu le dădea mingea. Și atunci încercam să le ascundeați mingea. Nu știu. Dar și de aici cred eu că sunt multe lucruri în care dezvoltarea fotbalului în anii trecuți nu s-a făcut cum a trebuit. Eu m-am ocupat la UEFA de educație și de dezvoltarea fotbalului în toată Europa. Și de aceea am avut acest privilegiu să văd picture-ul ăsta, cum zice, poza, imaginea ansamblu a fotbalului românesc. Și asta a fost un motiv pe care deci, am practic, decis. La UEFA, timp de 6 ani ai fost, da. Nu? 6 ani. Și ce poziție ocupai acolo? Director tehnic. Care este, noi avem convenția de antrenori, convenția de grassroots, fotbalul de bază. Așa e organizată UEFA? Da, nu, partea tehnică, vă spun. Partea tehnică. După aceea era dezvoltarea junior, elite youth. Când spunem elite youth, cea de elită, adică de începând de la 15 la 17 ani, 15-17 ani. Tot ce înseamnă partea tehnică, în care toate competițiile UEFA erau analizate, vedeam ce trenduri sunt, discutam cu foarte mulți antrenori și lucrul care pe mine m-a bucurat cel mai mult, că de fiecare dată când chemam oamenii să discutăm despre fotbal, și cred că asta lipsește în România, fiecare venea cu câte o idee. Dezbatem, automat ies proiecte. Deci acest lucru, pe principiul ăsta, vreau să aduc și eu la federație. Și tu ce poziție aveai în toată treaba asta? Eu eram director tehnic, eram cel care conduceam împreună cu... Adică tu erai director tehnic pe toate departamentele astea? În direcția tehnică, toate acestea erau atribuțiile mele. Păi și de ce spun oamenii că n-are experiență sau că nu știu probleme, că nu poate să candideze? Nu știu, poate deci nu s-a înțeles. E bun pentru director acolo și nu e bun la noi? Poate nu știu, a fost ok
chestiune... Eu am avut... Poate a fost interpretată greșit. De... Cred poate că a fost mai degrabă asta, pentru exact că despre ce era vorba, n-aveau cum să spună că nu aveați legătură cu fotbalul. E clar că a fost o interpretare greșită. Eu sunt de 40 de ani în fotbal. Am avut norocul tatăl meu să fie tot fotbalist și de echipă națională. Mama a fost cea mai... Era cea mai pătimașă. Mama era cea mai supărată când era, de exemplu, vacanță. Zicea, unde te duci? Păi s-a terminat că mai mă și eu în vacanță. Și unde te duci? La mare. Și cât stai? Păi mă stau și eu o săptămână, 10 zile. De ce stai așa mult? Vino înapoi repede. Când mă sună după 3 zile? Hai, treci la antrenament. Când începe campionatul? Deci era în fiecare săptămână vrea să vadă meciul. Dacă a făcut toată viața asta, ba cu tata și după aia cu mine. Dai seama. Dar sunt lucruri pe care cred eu... E datoria mea să mi se le dau înapoi. Și de-aia am spus că vreau să mă pun în slujba fotbalului românesc. Nu sunt cuvinte mari, ci pur și simplu asta am simțit după discuțiile pe care am avut cu colegii mei, cu oameni care activează în adunarea generală a Federației, pentru că am lucrat 6 ani acolo. Și cred că mă simt în putere să vreau să pun numai experiența, dar și conexiunile pe care le am să le pun în slujba fotbalului românesc. Am fost 6 ani la Federație. Eu am invitat de vreo 2 ori studenții licența pro într-un turneu exchange internațional, schimb internațional cu alte federații la mine, la UEFA. Pe mine m-a căutat unul din federație 6 ani să-i ajut. Și am ajutat toate cele 54 de federații. Niciunul din ambelor mandate celor de președinte m-a căutat unul ca să-i ajut. Și atunci am întrebat de ce. Nu știu de ce, că n-am făcut nimic la niciunul. Păi deranjai. Dar cu ce? Nu știu. Acum... cum să spun eu, o să zic că nu mai lasă, dumne, și dacă o să vină Lupescu, ce se întâmplă dacă vine președinte? Căci generația de aur, au fost, au câștigat, au luat. Stai, dacă e să o luăm pe hârtie, da? Deci iar vorbește microbistul din mine și îmi cer scuze telespectatorilor că nu sunt. Gheorghe Hagi, da? Unul dintre cei, nu știu dacă era în primul 11 din echipa de aur sau nu? Cine, Gică? Da. Glumesc, era capitan echipei naționale. Era chiar capitan. glumesc. A făcut o echipă de la zero. Cu juniori, tineret, a investit, a pus banii lui și a ajuns la un rezultat. A făcut o strategie. A ajuns campion. Și singurul care a făcut la nivelul ăsta. Exact. Da. Iar el vine și îl susține pe Ionuț Lupescu. Și a făcut-o, deci Gică Hagi a făcut un lucru de la zero. Ceea ce trebuia să se întâmple și la Federația Română de Fotbal. Greșesc? Absolut. Să lucrezi de la zero, de la copii, juniori, antrenori, pregătirea, baza de pregătire, unde îi duci, cum ai grijă de ei, cum ai, cum spun eu, cum, toată povestea asta. Deci el vine și susține. Deci există și expertiză internă. Nu trebuie luat neapărat unul de afară să ne învețe cum se face școala de e, de asta vă spun că și avem un material aici, că a fost în emisiunile trecute fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, domnul Mitică Dragomir. Era vehement, atacat foarte tare. O să dăm imediat imaginea. Spunea de reputatul profesor Vasile Dâncu că ar fi în spatele sau eu știu, al domnului Burleanu. Eu sincer nu cred. Și să spun și de ce nu cred. Nu poți să... Adică este un tip, pentru cine nu-l cunoaște, dar cunoaște toată lumea, a fost și viceprim-ministru și așa mai departe, din toate pozițiile. Deci, nu poți să te pui, nu să te pui, să te poziționezi și din punct de vedere machiavelic, dacă vrei, împotriva generației de aur. Asta e un subiect tabu. Singura dată când în România, pe stradă, au ieșit fericiți oameni, milioane și milioane în ultimii 50 de ani, nu știu mai mult, ca să nu intru în, poate și după război, eu știu, sau că... Cred că pe timpul Ceaușescu mai e. Păi n-au ieșit, au ieșit toată în 68, când a fost cu invazia de la Praga. Dar în vara lui 68. Dar în... când... Dar de atunci, nu știu câți erau atunci, mă născusem, nu trăiam, nu eram vremea știi să care, știi care, Bobby, ideea? Dar ideea să scoți milioane, dom'le, dar bucuria aia, să dai omului bucuria și... Că asta e un alt motiv pentru care
Nu sunt mulți tineri în fotbal. Nu se mai duc copiii de la școală la fotbal. Nu mai sunt motivați. Păi n-ai simbolul ăla după care să, băi, să dau... Ții minte când a dat golul, eram copil, jucam, aveam 9 ani, 10 ani, și a dat Belloni golul ăla cu Italia, dacă mai ții minte, 1-0, da? Da, bineînțeles. Deci, cu Dinozof. Două săptămâni, toți copiii de pe stradă încercau lovitura aia, sigur, pe stradă, închipuiți-vă pe stradă, cu trotoare, cu gard, cu casă, cu o biserică alături, cu nu știu ce. Încercam să facem lovitura aia și de ce Dinozof la 40 de ani sau cât avea... Deci jucam contra campioanei mondiale. Păi, știi care e problema? Eu am spus, nu trebuie să fii, să zicem, un fost fotbalist să conduci Federația Română de Fotbal. Poate să fii un bonus, un bonus chiar mare, să ai o experiență. Am spus, întotdeauna trebuie să fii competent și să ai o performanță în spate. Ambele aceste lucruri, actuală președinte, nu le-a avut. Da? Deci, dar eu cred că sunt de 40 de ani în fotbal, în care, fără de cariera de fotbalist care am făcut-o, mi-am făcut facultățile după ce mi-am lăsat de fotbal, am făcut relații internaționale, mi-am făcut facultate de sport, mi-am luat licența pro în Germania, am încercat să antrenez în România aproape 7-8 luni, după care trebuia să fac niște compromisuri și am decis nu. Am făcut administrație 6 ani de zile la federație și am făcut 6 ani acum administrație la UEFA. E mult, e puțin, nu știu, dar eu încerc să-mi aduc acum toate lucrurile chiar în țara mea. Eu sper și am avut un tur de forță în ultimele săptămâni, am văzut 20 de județe, în care oamenii sunt mă prins extrem de bine, simt că vor o schimbare, o schimbare în competență, definitiv, și sunt foarte încrezător în chestia aceasta, că va merge bine până pe 18 aprilie. Ești absolut convins. Hai să dăm materialul ăla cu ce a spus că dacă... Tocmai pentru că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, să vedem imediat după materialul, ca sigur să comentăm și imediat. Și anunțăm pacea înainte de publicitate scurt că și în a doua oră, deci vom veni cu o mică demonstrație, modul în care populația e manipulată. N-are legătură cu alegerile din 18, ca să nu facem o confuzie. Asta ca un mic timp. După publicitate revenim, așa da. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a aruncat acuzații grave. Potrivit lui Dragomir, pentru Ionuț Rupescu se pregătea un dosar penal și arestarea dacă ar fi vrut să candideze la șefia FRF acum un an sau doi. Rupescu, dacă concura acum un an de zile sau doi chiar, era arestat sigur. Domnule, vorbești serios sau faci acum? Păi, Gică Popescu, domnule, să ai pe Gică Popescu în România și să-l arestezi, este cel mai mare abuz, cel mai mare curaj, domnule. Domnule, au călcat în picioare orice fel de demnitate. Capitanul echipei naționale care a cântat imnul de peste 110 ori. Capitanul echipei Barcelonei, păi dacă se nasc 10 milioane de fotbaliști de acum înainte, nu pot să ajungă să fie capitanul lui Messi, mă, mâncava sufletul vostru. Ați mai pomeni. Lui Iniesta, lui ăsta, să fie capitanul Barcelonei, să fie aici, nevinovat, să te bagă la pușcărie, băi, fraților. Și nu sunt singurele acuzații făcute de fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal cu privire la implicarea politicienilor în soarta fotbalului românesc. Pe Mircea Sandu l-a scos din funcție Oprea, Dâncu, Coldea și cu un consilier al președintelui Fota. Iar pe mine m-a scos Ponta și cu Dragnea. Adică cu o seară înainte de a fi alegeri la Ligă, Ponta și cu Dragnea s-au întâlnit cu patronii și le-au promis verzi și uscate. Asta este abuz de putere sigur în orice țară a lumii. Numai să nu voteze cu mine, să mă dea afară. M-au dat afară. Nu le-a convenit că m-au dat Ponta afară. Și cu cine, domne? Și cu Dragnea. Dumitru Dragomir l-a mai acuzat pe fostul vicepremier Vasile Dâncu că ar fura bani din FRF și LPF. Sunt interese financiare. Păi ia, luați Dâncu, câți bani a luat Dâncu de la federație? Sau societatea lui Dâncu? Bă, ne leagă ăștia, cum să ia Dâncu, domne? Vasile Dâncu e un om serios, cum să ia bani de la federație? Domnule, dumneavoastră, auziți? Cum să ia, domne, Dâncu bani de la federație, domne? Domnule, ia, verificați, domne. Puneți pe cineva să verifice. Interesați-vă. Domne, interesați-vă offshore-ul. Offshore-ul din Malta. Ia verificați. Al cui? Al cuie. Atât. Spuneți, domne, ia verificați. Un offshore? Pentru ce mi s-a făcut mie dosar penal? Aoleu, apocalipsa.
Ce spune? Cum comentați declarația? Eu aș vrea să, cumva să scoatem veionul din treaba asta. Mai ales că eu cu Mitica am fost la cuțit. A spus în emisiune. Da, am urmărit emisiunea și chiar a spus în emisiune la treaba asta. Cu toate că am fost în războaie cu Ionuț Dupescu, susțin pentru... Mi s-a părut o declarație, cum să spun eu, de bun simț și de respectat. Adică, dom'le, deși ne-am bătut și m-au sancționat acolo unde era, da, fair play. N-ai cum să vii să susții altceva. Deci, n-ai cum, deci nu vorbim de un om din generația de aur. Vorbim de, pe lângă experiența managerială despre care tocmai am vorbit, da? 6 ani la UEFA, director tehnic, peste toată structura aia. O fi învățat și el ceva în 6 ani, scuze, acum când permit așa să puțin, vorbesc. Am încercat, puțin, am încercat. 6 ani, da. Și 6 ani în fotbalul românesc. Înainte, deci practic, înțelegi cum, știi bine, mă refer la nivel managerial. Înțelegi ce se întâmplă acolo, zicea, nu vreau să fac pe avocat, dar... Aș vrea să-l contrazic totuși pe Neamitică sau domnul Mitică Dragomir, cu tot respectul și fără să... Totuși, poate în naivitatea mea, eu nu cred că serviciile române de informații, de inteligență, să spunem așa, SRI, SIE, eu știu care o fi ele, SPP, toate, eu știu de unde sunt, s-ar fi implicat în așa ceva. Sau că sunt implicate la momentul ăsta. Să zicem, mai bine zis, în momentul ăsta. Nu sunt implicate niciun fel. Cu atât mai puțin domnul Dragnea, domnul Dâncu, de care vorbeam mai devreme și astea. Nu au cum să se implice în așa ceva. În primul rând că diferența de valoare este, se vede de la mare distanță. Iar ceea ce este cel mai important ar fi o chestiune ilegală. Deci, nu cred că se ocupă de așa ceva dânși. Eu nu cred că Serviciul Român de Informații, să mă contrazică, dacă e cineva sau dacă dorește cineva să intervine, să intervine, să spună, domne, ne implicăm. Ba da, avem două ne implicăm să vină și facem să și dregem și nu știu ce. Dar eu nu cred. Da? Eu cred că nici SRI, nici STIE și așa mai departe, nici partidele politice. Mai mult, a te pune acum împotriva generației de aur înseamnă să pierzi, cum să spun eu, capital de imagine, iar un sociolog de importanța și de valoarea domnului Vasile Dâncu își dă seama ce înseamnă un impact de genul ăsta, indiferent de ce se... Deci, ca să revin pe toată chestiunea asta, poate naivitatea mea și dacă vor fi altele rezultate, înseamnă că naivitatea mea într-adevăr exista și am greșit și, dar nu ai cum. Până când și, eu știu, toate, că, acum am înțeles să fac foarte multe promisiuni din partea federației către, sau cel puțin dacă m-au mințit cei din teritoriu, vă mint și eu mai departe. De, s-a făcut promisiuni că dacă iese actualul președinte, repet, nu cred nici în varianta asta, dar cred că iese viitorul președinte, actualul președinte iese președinte al Federației Române și practic câștigă alegerile din aprilie, vor primi bani pentru nu știu ce și așa și pe dincolo și... Păi bani oricum primesc. Că trebuie să-ți dezvolți infrastructura. Deci ideea este că, revenind, înțeleg, supărat și sigur că sunt foarte multe lucruri care ne îndrumă spre a crede că aceste personaje sau alte personaje care aveau influență și putere foarte mare în statul român au influențat alegerile de atunci. Poate pentru dar, că sunt microbiști, iată. Dar sunt sigur că nu vor interveni aici. Pentru că aici ai de luptat împotriva probabil generației de sportivi care este cea mai iubită generație de sportivi în viață. Acum, Bobby... Scuze că mă, dar iară, vorbește microbism din mine, n-am ce să fac, n-am să mă abțin. Sunt lucruri care mă depășesc, pur și simplu, mai ales că acum 4 ani eu n-am fost în țară. Păi, Dani, n-am vrut să te implic, este da, doar, nu ai legătură. Și eu nu cred acestea, oricum aceste lucruri. Ceea ce cred eu că trebuie să facem noi, fotbal în particular. Pentru că fotbal este totuși finanțat proporție de 90-95% de autoritățile locale. Și eu cred că e datoria fotbalului să vină și să-i vadă pe acești oameni care parteneri. Eu nu numai Gigi Becali sau Negoiță sunt finanțatori, ci autorități locale care susțin și sunt finanțatori.
Poate la aici să se refere influența politicului mai degrabă. Sunt dezvoltator, nu, dar eu cred că rolul guvernului într-o țară este să ai grijă de sănătate, educație, armată, Ministerul de Interne, sport, pentru că sport este de fapt foarte strâns legat cu sănătate și educație. Eu cred că orice guvern în țara asta vrea să ajute sportul, da? Cred că asta este de fapt menirea noastră din sport, nu numai a fotbalului, să atragem pe oameni să investească în sport. Asta cred că poate să fie un rol nu neapărat politic, dar cred că astea sunt de fapt atribuțiile guvernului pentru sănătatea acestei națiuni, nu? Credeți că a fost o greșeală să se lase pe mâna autorităților locale ce se întâmplă în fotbalul din toată țara? Nu cred. Noi trebuie să vedem acum puțin care e situația în țara noastră. Unde sunt banii în România? Și banii sunt la guvern, ministere, autorități locale, multinaționale. Cu multinaționale e greu. Eu m-am interesat și eu pe piața financiară, cu oameni competenți, care, la ce nivel suntem, și mulți mi-au spus că suntem la nivelul din 2008. Eu în 2008-2009 am semnat cel mai mare contract din sportul românesc. Compania Ursus. 1,5 milioane. Deci înseamnă că sunt bani. Ceea ce am văzut și mi-au spus, domnule, vreo două lucruri. Oameni credibili și proiecte credibile și fezabile. Deci, clar. Asta este acum datoria noastră a sportului, în particular a Federației Române de Fotbal, să recredibilizăm noi sportul sau fotbalul și să atragem oamenii către, pe o parte, multinaționale să investim. De aia nu a mai fost, domnule, prin 93-94. Erau fundații care sprijinea tocmai Federația Română de Fotbal. Da. Și eu cred că se pot face acest lucru. Și asta este pentru mine unul din principale motive care am venit în România. Vreau să atrag din nou oamenii către fotbal, oamenii cu proiecte frumoase, în special în dezvoltarea fotbalului, în dezvoltarea de copii juniori, pentru că se poate face, știi? Și automat partea cealaltă în care eu personal văd guvernul, indiferent de culoare politică, partener al sportului. Clar. Deci asta se pun indiferent ce și eu acum, scuze, poate, dar indiferent ce guvern ai, dacă e de dreapta, de stânga, de centru, de aia, este partenerul sportului din România. Sănătatea populației ține de baza acestor sporturi de la început, de când sunt tineri, de când sunt la școală, că de-aia îi vezi pe oameni la 50 de ani, 60 de ani, care aleargă pe bandă sau nu știu ce, treabă, că se duc la spital și spune, adune, mai ai o lună de 3 sau 2 luni, că nu-ți mai merge inima, că n-ai făcut sport, nu te-ai mișcat. Dacă noi astăzi, în loc să ne ocupăm de ce avem și ce am realizat, că am avut materialul anterior, locul 2 în lume la Olimpiada în America, locul 2 la medalii, locul 2. Mă rog, aminte că mă uitam la handbal, nu știu că Maricel Voina. Toate sporturile, oriunde era România. Maricel Voina îmi plăcea, da. La nebunie. Da, erau toate, dar oriunde te uitai era România la toate sporturile, peste tot. Pațachin, la gimnastică nu mai vorbim, toți anii și așa mai. Deci, revenind la toată chestiunea asta, adică schimbarea trebuie să aibă loc pe absolut toate planurile, că e vorba astăzi de, sau mă rog, în aprilie de fotbal. Și repet, nu e o chestiune, nu e un atac la domnul Burleanu, actualul președinte. Din păcate n-a reușit să livreze în acești 4 sau câți ani a fost el președinte, da? Mandate sau asta. Nici mi-am urmărit, nici nu m-a interesat. Însă te interesează rezultatele. Nu sunt rezultate. Ce a acumulat el ca și informație sau ca o experiență în ăștia 4 ani, se duce, ce dumne, a venit generația de aur, care, atenție, prin anumiți exponenți, el la UEFA, Gică Hagi își face echipă de la zero, club de la zero. Nu cred că există club în România organizat cum e organizat Viitorul. Așa e. Nu cred că există. Deci omul a făcut-o pe banii lui, dar de la zero. Dar nu găsește în lume un club ca el să ia și campionatul. Și să ia și campionatul. Într-o ligă. Deci câștigă și campionatul în toată povestea asta. Vinde 5 jucători și e la același nivel, iar e calificat în play-off. Ar fi trebuit să se implice FRF-ul pentru dezvoltarea pe acest model. Se sprijine. A mai multor baze, de mai mică amploare, poate. Acum, știți cum e? Eu știu foarte bine care sunt canalele de finanțare a federației. Să te duci acum să promiți oamenilor în fiecare localitate că le faci câte un teren. Sunt 260 de membri. Dacă le faci la fiecare câte un teren, durează foarte. Numai că nu îți vine ție bani.
Eu cred că rolul unui președinte este să ducă, să ducă la, în fața legiuitorilor, să facă un plan național de dezvoltare a sportului, în care să fie cuprinse absolut toate aceste aspecte, de la legea educației, legea sportului, fiscalitate, taxe, etc. Și să te duci și să spui, domne, este nevoie ca Parlamentul să decidă în următorii 10 ani sportul ca și prioritate. Și asta nu pot să vând numai pentru fotbal, ci cu ceilalți colegi de la alte federații, cu CEOSR-ul împreună, să venim cu un plan clar, bine stabilit, care permite apoi autorităților locale, că sunt consilii județene sau primării, să investească în sport. Că e vorba de infrastructură, noi pe programele noastre putem să le spunem pe programul ăsta trebuie să investească, boxul pe partea cealaltă, tenisul pe partea cealaltă. Și nu e ceva nou, poate e nou în România, dar am văzut că alte țările noastre vecine, da? De exemplu Ungaria, Belgia, Austria, Franța, Spania, toate au făcut o chestie. Deci putem lua de acolo, putem adapta aici. Sigur că trebuie un grup mare de profesioniști, un grup de lucru care să avem foarte buni profesioniști. Sigur că trebuie să facem puțin și puțin lobby politic, dar eu nu cred că atunci când sportul vine cu o strategie foarte clară, da? Și o pune pe masă Parlamentului, oamenii vor zice nu. Din păcate, a trecut și timpul foarte repede. Pe 18 a trecut deja. Și acum, sigur, n-ai nicio legătură domnul Lupescu, dar foarte scurt, doamne, dacă am greșit eu cu ceva în această emisiune și dacă am o părere greșită... Și dacă are cineva dovezi în legătură cu implicarea politicului... Vina este a mea și, cum să spun eu, dacă sunt... Eu cred că așa ar fi normal. Și am zis exact ceea ce am crezut. Da? La povestea asta. Dacă e cineva să ne contrazică, să zică, nu, domnule, trebuie să fie ăla, să nu fie ăla, dacă ar fi motive, de acord, le ascultăm, le primim. Îl invităm și pe domnul Burleanu, evident, când are timp, și să vină să ne spună evident, ce vrea să facă toată treaba asta, fără niciun fel de chestie, ca să nu pară pe ne revedem până pe 18 aprilie, am mai avea foarte multe lucruri. Și după aceea ne vedem. Evident. Mulțumim foarte mult. Revenim după publicitate, vorbim despre weekendul politic, s-au întâmplat foarte multe lucruri interesante. Comentăm.